Oameni buni, e următorul nostru invitat, Mario Fresh, a ajuns pe lună și în trending pe YouTube cu cel mai recent clip al său, iar acum este aici cu videoclipul în premieră. Iulică, stai puțin, acum Mario Fresh! Nu mă ține de parte, departe de tine, e atât de ușor să... Ce piesă! Ah, ce frumos, ce piesă a pus Iulica. Mario Fresh, oameni buni, un băiat extrem de talentat. Un băiat foarte frumos, foarte talentat. Și uitați-vă la el, proaspăt bărbierit. A venit Fresh Kids să-ți cânte în școală, e nasol. Fresh Kids, mă, ești bun. Deci hai să luăm un loc un pic, povestești. De mult, da, mă, cât, mă, fost trei de luni. Mult, mă, da, mă, dar ce-i mai făcut, mă, Mario, bună în ultima ziua, perioadă? Bună ziua, bună ziua, hey. Da, o, a zis și Peggy, ce băiat frumos, mă, ce băiat frumos. Vă pup, vă pup, stă vă pup. Stă bine așa, adică arăți exact cum ziceai tu. Cum e în clasa 10-a? Nu mai știu. Nu ești în clasa 10-a acum? Wow, chiar așa arăt? Da. Da, la televizor arăt un pic mai bine, nu? Nu, mă, și în realitate arăți bine. Nu știu, nu. Dar ție nu-ți place fără barbă? Mie nu prea mai place fără barbă, nu. Da, doar iubitei, zice, Alesia zice... Doar iubitei mai place și mamei iubitei. Cam atât. Deci când Alexia și Andreea zic, Mario, stă mai bine așa, stă mai bine așa... Păi da, stai să vezi că o am pe mama care îmi spune că nu-mi dau barba jos. Nu, stă bine, ești mai, deci, mai mamă, bine. Vă imaginați și după aia, îmi las barba, îmi spune mama, bă, stă mai bine așa, ești mai altfel, nu știu. Și îmi spun celelalte, în cealaltă parte. Nu prea stă bine așa, știi, și nu știu cum să mai dau. Deci tu ești între două mame. Ești între mama ta care vrea să fii cu barbă și mama Alexiei care vrea să fii fără barbă. Știți până la urmă cum o să fac? Cum vreau eu. Exact, și adică am văzut că ești cum vrei tu acum, da, fără barbă. Fix cum vreau sunt. Nu, da, am făcut-o intenționat, am vrut să văd o reacție. Da, da. Eram singur acasă și am zis, băi, ia să văd dacă reacționează. Și chiar a reacționat extraordinar. Cine? Bine, am pus videoclipul pe TikTok, este... Alexia, da. Când a ajuns acasă, a făcut frumos. Adică s-a bucurat. Da, a zis, făcut ochii, atâta ochii avea. Asta e jumătatea mea. Da. Frumos, bărbierit, aranjat. Ești ca la 16 ani, zic, da, am 21, nu contează, ești frumos. Mai evit o dată că îmi vis foarte bine așa și cu râul ăla, cum e. Ești foarte frumos. Zic, mulțumesc. Ca la 16 ani? Deci, să nu te mai bărbierești. Nu. Ești ca la 16 ani și tu ce spui, am 21. No, să te mai bărbierești. Așa nu, zice, nu? Te mai bărbierești. Spune-ne despre piesa asta, pentru că ai fost pe Marte, ia zi-ne. Pe lună. Pe lună, pe Marte, pe lună. Smiley pleacă pe Marte. Ia zi. Îți place? Da, foarte tare. Și îmi place și clipul. Și mie îmi place piesa, Andrei, să știi. Da? Da. Foarte mult. Și acolo colegi în trending, am toți. Stai, bine, mă, colegi de câteva zeci de locuri. Da. Voi pe unul, eu... Mai așa. Nu e adevărat, e piesă super frumoasă. Mulțumesc, Zine despre ea. De asta venim, ca să promovăm, să vadă lumea. Intrați pe YouTube, am lansat o piesă nouă, se numește Adun Soarele. Este o piesă foarte sensibilă. Eu sunt pe lună, iubita mea din clip. Iubita mea din clip este pe pământ și suntem despărțiți și plângem unul după final? Celălalt. Până la final nu știu cum fac, cred că a venit o rachetă după mine, nu știu. Și ai ajuns lângă iubita final, ta. Da, deci de pe lună ai coborât pe pământ lângă iubita ta. Da, da. Deci, oameni buni, căutați pe YouTube Mario Fresh, piesa se numește... Adum Soarele. Da, zic așa, mai Adum Soarele. Adum Soarele. Asta e. Iubire. Adum Soarele. Căutați piesa asta, lăsați comentarii. Mario Fresh cu siguranță și-a timp să răspundă la toate comentariile de pe YouTube. Trebuie neapărat să vedeți clipul ăsta, pentru că este un clip foarte special. Este ceva... Cine l-a ce nu prea am mai văzut. NGM. Da, niște băieți super talentați. Cu Mureșan. Vă pup, băieți, sunteți cei mai tari. Mă bucur foarte mult că am colaborat cu voi. Și piesa e exact cum trebuie, așa, pentru sufletel. Și piesa e făcută la Hacu, Șerban, Mr. Șerban. Șerban Cazan. Talent. Oameni buni, Mario Fresh vă așteaptă pe Instagram, vă așteaptă pe TikTok, vă așteaptă pe YouTube. Căutați piesa asta, share-uiți-o, să ajungă la cât mai multă lume, pentru că e o piesă foarte frumoasă. Mario, mulțumesc. Mult de tot și te așteptăm oricând cu mare drag aici. Mai, păi, o să trebuiască să mai trec... Parcă am făcut o pauză prea mare și așa nu, zici, nu e ok. Mă, și nu era doar de tine, hai să și cântăm. Hai să și arăt și bine, pe cuvântul meu, deci ce noroc are Alexia cu tine, băia frumos. M-am aranjat special, am stat foarte mult să mă aranjez. Uite, și tu ești Fresh, cu Jordan în picioare, cum trebuie. Mi-am luat și eu, vedeți? Freshy, mulțumim mult de tot, oameni buni, noi ne vedem mâine la ora 3. Până atunci, ascultați pe YouTube Mario Fresh, căutați videoclipul, urmăriți-l, este senzațional. Iar noi mâine la ora 3, până atunci, seară frumoasă, ne vedem pe Instagram, Cătălin Măruță sunt eu. Și ce crezi, mă, că n-am TikTok? Și pe TikTok tot Cătălin Măruță. Pa!